Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! În emisiunea de astăzi vă prezentăm noi detalii legate de recensământul populației și locuințelor care începe în luna februarie. De asemenea, vă invităm să urmăriți reportajele realizate de echipa noastră în comunitățile din țară. Vedeți imediat cum trăiesc romii din Aninoasa, în județul Hunedoara, lăsați fără curent în plină iarnă și ce intervenție a avut Partida Romilor în această zonă. Echipa Partidei Romilor a fost și alături de comunitatea de rom din Prahova. Împreună cu Crucea Roșie, aici s-au derulat acțiuni de informare sanitară și sprijinire a familiilor defavorizate. În continuare vă oferim imagini de la prima ediție a evenimentului Mănușa Speranței, organizat de Partida Romilor la Târgoviște, acțiunea fiind menită să încurajeze tinerii sportivi din județul Dâmbovița să facă performanță. Rămâneți alături de noi! Începe o nouă ediție din Viața Romilor! În mai puțin de două săptămâni, mai exact pe 1 februarie, începe recensământul general al populației și locuințelor. Această procedură administrativă reprezintă cea mai complexă și mai importantă culegere de date la nivel național. În funcție de rezultatele finale, sunt luate decizii majore în domenii precum sănătate, educație, economie, în administrație și chiar securitate națională. Spre exemplu, în funcție de numărul populației înregistrat, într-o anumită regiune se stabilește rangul unui județ sau municipiu, numărul de consilieri județeni și locali, dar și finanțările acordate de autorități pentru școli, policlinici, investiții ori ajutoare sociale. Recensământul din 2022 este unul crucial pentru țara noastră, pentru a cunoaște unele informații foarte importante privind populația și locuințele. Nu este un recensământ numai pentru a număra locuitorii unei țări, ci este un recensământ organizat pentru a cunoaște realitățile privind populația în raport cu anumite variabile, cu anumite caracteristici, dar și spațiul locativ. Este o acțiune desfășurată la nivel european. Este o acțiune desfășurată nu numai, e la nivel internațional. Există regulament european care stă la baza desfășurării acestei acțiuni de foarte mare importanță. Să nu uităm că primul pas pentru a lua o decizie, fie că este în domeniul medical, fie că este într-un alt domeniu, este să avem informație. Nu avem informație, lua cea mai bună decizie, chiar dacă intenția este foarte bună. Intenția nu este suficientă, ci trebuie să aceste argumente cantitative. Recensământul este organizat odată la 10 ani și ar fi trebuit realizat anul trecut, însă din cauza situației pandemice a fost amânat pentru anul 2022. Culegerea de date se va desfășura anul acesta în 3 etape. Astfel, între 1 februarie și 13 martie vor fi preluate informații din surse administrative și alte baze de date. Pe 14 martie va fi derulată procedura de autorecenzare, care se va încheia pe 15 mai, iar între 16 mai și 17 iulie va fi organizată colectarea datelor în teren de către recenzori prin interviuri față în față. Metodele care îi privesc strict pe cetățeni, respectiv în care sunt direct implicați, sunt cele din a doua și a treia etapă. Recensământul de anul acesta vine cu o premieră în România. Toate datele vor fi colectate în regim electronic. Atât informațiile obținute prin autorecenzare, cât și cele furnizate de recenzori, în urma vizitelor la domiciliu, vor fi introduse digital. Ținând cont de o serie de factori, Institutul Național de Statistică a stabilit realizarea autorecenzării prin două metode diferite. Cei care dispun de dispozitive conectate la internet și sunt familiarizați cu utilizarea, se pot înregistra de acasă. Fiecare persoană poate să intre pe această platformă și să înregistreze datele pe care... Nu mai așteptăm recenzorul. Nu mai așteptăm recenzorul. A doua noutate este legată de faptul că avem culegerea electronică și dacă mergem pe teren. Deci nu mai folosim hârtia pentru a colecta datele exact, ci avem această introducere directă în baza de date. Care este avantajul? Protejăm natura, că nu trebuie să mai avem tone de hârtie pentru a înregistra aceste date, iar în al doilea rând scurtăm foarte mult timpul dintre momentul în care noi înregistrăm aceste date și în momentul în care furnizăm datele prelucrate.
Autorecenzarea presupune înregistrarea tuturor datelor în online de către fiecare cetățean în nume propriu, dar și pentru alte persoane. Dacă luăm de exemplu o familie alcătuită din doi părinți și trei copii, unul dintre adulți poate realiza procedura de autorecenzare pentru toți membrii familiei. Pașii pentru autorecenzare sunt simpli, doritorii având nevoie de un dispozitiv conectat la internet și de o adresă de e-mail. Persoana care dorește să se recenzeze online trebuie să intre pe site-ul recensământromânia.ro și să se înregistreze cu o adresă de e-mail pe care ulterior va primi un link. Accesând linkul respectiv, va fi automat deschis chestionarul de recenzare pe care fiecare persoană trebuie să îl parcurgă răspunzând la toate întrebările pentru a ajunge la butonul de finalizare. La finalul chestionarului, când respondentul dă click pe butonul de finalizare, chestionarul cu datele sale pleacă automat către baza de date a Institutului Național de Statistică. Dacă ați răspuns la toate întrebările, nu au fost înregistrate câmpuri necompletate, persoana va primi validarea autorecenzării printr-un cod QR. Cei care din diferite motive nu pot realiza această procedură vor beneficia de autorecenzarea asistată. Astfel spus, cetățenii se pot deplasa la unitățile administrativ-teritoriale de care aparțin. În fiecare primărie va exista un punct de recenzare unde cetățenii vor fi ajutați de recenzori calificați și dotați cu tablete conectate la internet să-și completeze chestionarul online. În cea de-a treia etapă, recenzorii se vor deplasa din casă în casă pentru colectarea datelor. Începând cu jumătatea lunii mai, două luni, deci până la jumătatea lunii iulie, mai exact 17 iulie, va fi vizitat de un recenzor și va completa informațiile tot în format electronic folosind tablet. Eu mi-aș dori foarte mult ca cei mai mulți dintre noi să optăm pentru completarea datelor în etapa a doua prin autorecenzare. Eu sunt sigur că în urma campaniei, în urma sprijinului pe care îl vom avea de la toți cetățenii, vom avea date colectate în online într-o proporție foarte mare. Asociația Partida Romilor Pro Europa face parte dintre partenerii pe care Institutul Național de Statistică îi va utiliza pentru promovarea colectării de date, dar și pentru sprijinirea cetățenilor în realizarea corectă a procedurilor. Partea de promovare a recensământului este crucială și din acest motiv noi am inițiat mai multe discuții pentru dezvoltarea de parteneriate cu diverse organizații, cu reprezentanței societății civile. Am avut cel puțin trei discuții, trei întâlniri pe acest subiect legat de promovarea recensământului în rândul romilor și am convenit pe câteva aspecte cruciale în acest proces de promovare, care nu este o acțiune foarte simplă, întrucât promovarea înseamnă să trimiți acel mesaj care să fie înțeles de cel care să răspundă la întrebările din chestionarul recensământului. Miza care ar fi? Nu numai să avem o exhaustivitate asupra datelor de recensământ, ci să avem cât mai multe informații culese în perioada de autorecenzare. Acest lucru este foarte important din cel puțin două motive. Un, legat de costuri, pentru că având o cotă cât mai mare a populației care să completeze în online, costul recensământului scade și scade foarte mult, iar al doilea motiv este și de promovare a României. Având un procent foarte mare a datelor colectate în online, atunci toate aceste informații vor curge în spațiu public internațional și vom arăta că avem o capacitate mare de a utiliza internetul, utiliza noile tehnologii. Ori, în acest caz, este crucial să dezvoltăm aceste parteneriate cu acele organizații care cunosc realitatea. Deci nu e o chestiune teoretică, ci este o chestiune practică. Nu merg să închei parteneriat cu acele entități care nu cunosc foarte bine colectivitățile. Decizia nu se ia numai pe baza unor date macroeconomice. Decizia se ia pe baza unor realități la nivelul unor colectivități mici. Ori este foarte important să avem o structură etnică cât mai aproape de
realitatea fiecarei colectivități. Și din acest motiv, eu voi încuraja aceste colaborări, aceste protocoale pe care le semnăm cu diverse organizații, fără nicio restricție. Totul este să se înscrie în respectarea legislației din România și în deontologia profesională. Conform legii pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România, în colectarea directă a datelor de la populație, platforma digitală care asigură autorecenzarea online și aplicația utilizată în interviul față în față, asistat de calculator, accesul populației va fi asigurat atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională și în limbile minorităților naționale. Același act legislativ mai prevede că în unitățile administrativ-teritoriale în care numărul cetățenilor aparținând unei minorități naționale depășește procentul de 20% din totalul locuitorilor înregistrați oficial la recensământul populației și locuințelor din anul 2011, informarea și asistarea vor fi realizate și în limba minorităților naționale, asigurându-se fiecărui recenzor chestionare martor în formă tipărită în limba minorităților naționale respective. De asemenea, conform ordonanței de urgență numărul 19 din 4 februarie 2020, privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România, persoanele care se autorecenzează online vor beneficia de o zi liberă de la serviciu în cursul anului. Acest beneficiu poate fi obținut prezentând la angajator codul QR, primit la finalul procedurii care validează autorecenzarea. O altă noutate este legată de evaluarea caracteristicilor locuințelor populației. Noi ne-am propus să creăm această bază și ea să fie iarăși actualizată an de an, ceea ce înseamnă foarte mult. An de an putem să avem caracteristici ale locuințelor pe diverse aspecte. Încălzirea locuinței, din ce material este construită și dacă are dotare cu baie sau nu are dotare deci cu baie. Sunt foarte multe informații. Sunt foarte multe informații care, în final, aduc beneficiul cetățeanului. Pentru că acestea nu sunt niște date abstracte care sunt puse într-o bază de date. Nu. Decidentul local, decidentul național, decidentul european vine și ia decizii ținând seama de această realitate. Pentru cei care vor participa pentru prima dată la un recensământ, este important de amintit că între întrebările la care vor trebui să răspundă sunt data și locul nașterii, sexul, etnia, studiile finalizate, angajarea într-un loc de muncă, locuința de reședință și așa mai departe. Pentru asigurarea calității datelor de recensământ, se prelucrează și codul numeric personal, cu mențiunea că acesta este criptat, cu ajutorul unui algoritm utilizat de INS, iar transferul de date online se realizează printr-un sistem securizat, protejat împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau deteriorării accidentale. Răspunsurile corecte, mai ales în ceea ce privește identitatea etnică, sunt foarte importante pentru obținerea unor drepturi pentru minoritatea romă. De altfel, INS a precizat că toate procedurile de colectare a informațiilor sunt corelate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, atât la autorecenzare cât și față în față sunt confidențiale, fiind interzisă divulgarea sau utilizarea acestora în alte scopuri. Avem o colaborare foarte bună cu toate instituțiile care lucrează la acest proiect foarte important și foarte complex și eu sunt sigur că vom putea spune la finalul anului 2022 avem date de calitate și putem să reînnoim aceste date în fiecare an, cel puțin pe variabilele foarte, foarte importante. Problema este să avem capacitatea de a transmite acel sentiment de încredere cetățenilor pentru a oferi aceste informații. Nu se divulgă informații la nivel personal, ci numai date prelucrate la nivel agregat. Deci eu rămân la acest mesaj optimist că vom avea un recensământ de foarte bună calitate și vom arăta că suntem cetățeni ai Uniunii Europene.
Legea mai prevede că organizațiile neguvernamentale, inclusiv cele ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, pot delega observatori pe lângă Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor și comisiile județene, municipale, orășenești și comunale. În acest context, Asociația Partida Romilor Pro Europa își pregătește observatori care vor fi delegați în punctele de recenzare pe toată durata recensământului. Cetățenii au obligația de a participa la recensământ, iar refuzul transmiterii date solicitate, ori comunicarea de date incorrecte și incomplete sau împiedicarea persoanelor implicate în acțiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor pot constitui contravenții sancționabile cu amenzi de la 1.000 la 5.000 de lei. Rezultatele finale ale recensământului de anul acesta vor fi date publicității la finalul anului 2023. Cândva recunoscută pentru resursele sale miniere, Aninoasa este astăzi o ruină care adăpostește aproximativ 5.000 de locuitori. În primăvara anului 2006, după un declin prelungit, exploatarea minieră Aninoasa a fost închisă pentru totdeauna, iar 1.700 de localnici și-au pierdut locurile de muncă. Statul le-a oferit foștilor mineri plăți compensatorii, însă i-a lăsat fără alternative de a reintra pe piața muncii. În Aninoasa funcționează doar câteva buticuri și magazine de colț, peisajul este dezolant, după cum se poate vedea și în imagini. Dacă vorbim despre categoriile sociale dezavantajate, vă spunem că minoritatea cel mai greu încercată rămâne minoritatea romă. Accesul la resurse este extrem de limitat, iar peste asta se suprapune și lipsa voinței politice pentru a redresa situația economică de aici. În materialul de astăzi vă vom prezenta situația a peste 50 de familii de romi foarte greu încercate. În sprijinul lor a venit Partida Romilor Pro Europa prin intermediul deputatului Cătălin Manea. Împreună cu o echipă dedicată, reprezentanții Partidei Romilor au donat pachete cu mâncare și haine copiilor romi și au monitorizat situația familiilor din cele trei cartiere cu populație preponderent romă, pe Vale, Vulculești și Centru 2. Prima oprire, primăria din Aninoasa, acolo unde deputatul Cătălin Manea a discutat cu reprezentanții locali despre gravitatea situației pe care o întâmpină oamenii de aici, lipsa curentului electric și case care stau să se prăbușească în orice clipă. Vreau să vă mulțumesc, domnule primar, că ați dat curs acestei întâlniri. Știți că v-am sesizat și telefonic, v-am anunțat că o să fiu prezent împreună cu ai mei colegi la dumneavoastră. Vrem să știm înainte de toate care este situația familiilor, în marea lor parte de rom, care în momentul de față sunt decuplate de la rețeaua de energie electrică și înțeleg că e de foarte mult timp. Care este situația, ca să știm, da, în ce măsură și ce depinde de noi și cum putem interveni? În zona de sud a orașului avem o comunitate de romi care eu de când știu eu, de vreo 30 de ani de după Revoluție, sunt cam în aceeași situație. Au niște locuințe vechi, tot așa de vreo 100 și ceva de ani, care practic aproape sunt imposibil de reabilitat. În acest sens am făcut primul demers, am început construcția unui bloc de locuințe sociale, care acum este ridicat, acoperit, montate geamurile și începe execuția în interior. Tot în acea zonă? Da, tot în acea zonă, ca să putem să îi mutăm în condiții civilizate, pentru că acolo chiar nu se mai putea face chiar nimic. Erau 200 și ceva de ani fără nicio reparație capitală niciodată în tot acest timp. Acum lucrăm la bloc, dar situația până la anul, pe vremea asta când se termină blocul, este o situație mai dificilă. În ce sens? În apropierea acestor unități locative a fost un transformator în care se mai legau cum puteau așa. Ăștia de la Renel au hotărât să desfințeze punctul ăla de transformare pentru ca să nu mai fie furturi de curent. Puteau să facă această lucrare în mai, în iunie, în timpul verii, ca oamenii să poată să își facă până vine iarna, să-și rezolve situația. Ei au ales să facă acum în pragul sărbătorilor de iarnă, care nu e un lucru corect.
primăria Ninoasa, fiind o primărie mică, săracă, din 2006 exploatarea mineră, amândouă exploatări minere s-au închis. Noi am fost primul oraș care a intrat în insolvență din România. Cu chiu, cu vai am reușit, am ieșit din insolvență și de atunci mergem pe linia de plutire, dar bani la buget sunt bani foarte, foarte puțini. Situația în linii mari o cunosc, acum dumneavoastră mi-ați dat și alte informații. Ce putem face pentru aceste familii și mai ales pentru copiii care locuiesc în zona asta? Cu ce putem să-i sprijinim și spuneți-mi ce depinde de noi, adică ce am putea face acum că este frig, da. A venit iarna, nu putem să... Sunt depuse deja 17 dosare, sunt depuse, chiar am primit confirmare de la Enel. Rugămintea mea a fost către domnul prefect și către șeful de la Enel de la Deva să nu mai stăm să le vină rândul, pentru că o să le vină, m-au asigurat că le vine rândul în 2 luni de zile. Prin 2 luni de zile, prin ianuarie, februarie, vă dați seama că e... Acum există altă problemă, trebuie situația de dosarul de utilizare internă, care îl face altă firmă. Deci toate așa se leagă. Altă firmă care alți bani costă. Am zis, domne, aici poate intervenim, dăm și noi de la primărie ce avem pentru dosarele de utilizare internă. Nu avem nici noi sume prea mari. Ce presupune, că aici vă mai ajutăm și noi, ce presupune acest dosar de utilizare internă? Undeva la vreo 2 milioane, 3 milioane de familie să le facă schițele de interior cu prize, cu... Exact firma care am vorbit. Exact, da. Proiectul, am și proiectul, să reținem. Deci proiectul de instalație electrică la nivelul fiecărui apartament trebuie să fie constituit de o firmă, sau să constituie un dosar făcut de o firmă agreată de... Făcut de o firmă care este agreată de către furnizorul de energie electrică și mai departe cu acel dosar. Cu acel dosar, când acest dosar este aprobat, adică depus la Enel, da, domnule, avem dosarul de interior, vine Enelul, pune contorul, îl leagă la curent și de aici acolo totul e rezolvat. Domnul primar, înțeleg că este nevoie și de un sprijin financiar și noi, organizația Partida Romilor, eu personal, colegii mei, nu vom ezita, domnul Mangu, nu vom ezita să sprijinim cu tot ceea ce depinde de noi, chiar să acoperim aceste sume pentru diferența familiilor care încă n-au reușit să depună acele dosare de racordare la rețeaua de energie electrică. Important este, repet, ca aceste demersuri să aibă o finalitate și o viteză așa cum se impune, că suntem în luna decembrie, adică despre asta este vorba. Din acest motiv m-am deplasat de la București. Eu am discutat și cu colegii mei, cu domnul deputat Toma, colegul dumneavoastră, cu doamna deputat Intotero. Nu putem rămâne nepăsători la o problemă atât de stringentă și mai ales că vorbim, repet, despre situația unor copii care este inacceptabilă și în România, și în județul Hunedoara, și în secolul 21, în apropierea sărbătorilor de iarnă, în plină iarnă, să nu aibă acces la energie electrică, poate la căldură, și tot așa mai departe. Copiii vor începe rapid, știți că cei din ciclu gimnazial vor începe școala mult mai devreme decât cei din ciclu primar. Pe 3 ianuarie îi vor începe școala, în condițiile în care unii nu pot participa fizic, sau dacă, să vedem cum va fi și rata de incidență a cazurilor și a infectărilor cu COVID-19, dar mulți copii sunt în continuare și acum în online. Și cu toții știm ce înseamnă să nu ai acces la energie electrică, la curent, la banalul bec sau la televizor sau la internet, nu mai spun la toate celelalte facilități și utilități care sunt de bun simț. Știți ce mă revoltă pe mine cel mai mult? Vă rog. Faptul că toată lumea, adică eu ca primar, fiind în imposibilitate, pentru că bani în buget nu ai, că dacă aș avea bani, n-aș mai da telefon nici la domnul prefect, nici la nimeni, nici la Enel, m-aș apuca și aș face, dar nu avem, suntem, numai noi știm cum ne plătim, iluminatul public, salariile și așa mai departe. Dar toată lumea mă sună și mă întreabă, ați rezolvat ceva? Dom'le, ce să rezolv?
dacă forurile superioare, eu mă așteptam din partea prefecturii o implicare mai, adică nu trimiți un consilier și domnule, ce, păi, să plec cu lecția învățată, ce avem de făcut? Să ajutăm concret oamenii ăștia. Că degeaba astăzi vin eu, mă duc, las că rezolvăm, ei stau tot fără lumină, tot fără, aș vrea un pic implicare mai mult din partea prefecturii. Vă apreciez pe dumneavoastră că, uitați, concret, ați venit la fața locului să vedem concret ce putem face. Dar autoritățile județene, domnule, ați rezolvat ceva pentru oameni. Păi, domnule, eu ce să rezolv? Că, ce pot să rezolv? Niciodată n-a făcut altfel domnul primar atunci când mi-a fost semnalată o problemă decât să mă deplasez. Vă felicit și mă bucur să aud treaba asta. Cum, care este situația, care e dimensiunea problemei, care, adică să vedem modul de, de să rezolvare. Să vedem cum putem rezolva. Eu vă asigur că o să-l contactez pe domnul prim-ministru, sunt nevoit să fac și sunt convins că după ce o să văd situația de, concretă de acolo, da, va trebui să-l sun pe, pe domnul prim-ministru Ciucă, să-i semnalez problema de aici și evident domnia sa cu ministru, cu domnul ministru de interne să miște cumva pe zona prefecturii lucrurile de așa manieră încât să venim exact întâmpinarea acestor oameni, că nu se poate, deci nu se poate să continuăm sau să menținem această situație în care ei trăiesc în prezent. Când e ceva în regim de urgență, așa și trebuie rezolvat, așa numai... De cât timp sunt domnul Mangu fără curent? Aproape, da. O lună, deci, și să luați legătura dumneavoastră, domnul primar, cu acea firmă, am luat, să nu mai piardă nicio secundă, dacă poate acum, în perioada asta, cât mai repede să urgenteze demersurile pentru elaborarea și pentru realizarea celor dosare cu instalațiile electrice, da, ce trebuie pentru fiecare apartament, da? Adică să avem documentația. Noi vom veni în sprijinul oamenilor și vom acoperi acea cheltuială din venituri proprii, din donațiile noastre, găsim variante importante. Diferența găsim și noi la primărie, adică un 2, 3, 5 mii de lei găsim și noi. Da, nu este problema, repet, domnul primar, venim în sprijinul dumneavoastră, în sprijinul oamenilor de aici, pentru că nu este firesc ca în plină iarnă, iată, peste 50 de familii să fie fără energie electrică. Și copiii lor, că corect, este inuman. Eu vă propun să mergem să vedem situația la fața locului, să stăm de vorbă și după aceea să ne întâlnim și cu copilașii, să vedem în ce măsură putem să-i sprijinim, să vedem ce putem face pentru copiii de acolo. Ajuns la fața locului, deputatul Cătălin Manea a stat de vorbă cu familiile de romi din cartierele orașului Aninoasa, le-a ascultat nemulțumirile, a văzut cu proprii ochi condițiile mizere în care trăiesc și le-a oferit celor mici pachete cu dulciuri, mâncare și haine. V-am adus ceva, niște dulciuri pentru Moș Nicolae și mai ales pentru că ați învățat bine la școală, da? Da! Să mergeți în continuare la școală, copii, da? Să aveți grijă de părinții voștri, să-i respectați, da? Da! E în regulă? Da! Auzi, tu câți ani ai? Tu câți ani? Cât? 3 ani. Să crești mare, ia ține asta, poți să ții? Stai! Și tu? Crești mare? Hai, ia, treceți în partea ilaltă. Vedeți că aveți căciulă și mânuși, da? Că e frig. Dă mărul. Hai, și tu. Ia și tu. Mai adum de acolo. Stai să-i mai dăm și lui unul. Ia uite, gata, nu mai plânge. Așa. Ăsta mic a luat? Ia. Copilul s-a luat? Ia, vino cu aici. Lasă. Ia, uite, vezi că ai ceva aici, nu mai plânge, ține-o bine. Da, ține-o bine. Mulțumim frumos.
Așa. Cum sunteți aici? Aveți căldură? Nu avem. Și cu ce vândă? Cu lemne, cu haine de foc, cumpărăm haine de. Cât sunteți aici? Aici o grămadă, suntem și de sus, că stăm și mai sus. Domnul de ieri știe cum ne-a anunțat să ne adunăm aici, dar noi suntem până sus. Înțeleg că vor fi gata. Ia asta pentru copilași. Imediat o să mai aducem. Înțeleg că o să fiți, am vorbit cu domnul primar și o să fiți relocați în blocurile sociale când se vor construi, da? Când le face? Acum ne tot promite, da. Nu, am purtat o discuție cu el, o să mai vorbesc și eu. Da, la mine s-a inundat o grămadă. Comunitatea de rom din Aninoasa este compusă din oameni foarte curați, harnici și muncitori, dar zona este foarte săracă. Investițiile de orice tip lipsesc, iar familiile de romi câștigă din slujbe mărunte. Locuințele lor sunt adevărate bombe cu ceas din cauza clădirilor vechi, care au improvizații de tot felul. Uite-te și tu ce condiții sunt aici. Când le spun colegilor mei, parlamentari, că romii trăiesc ca nevul mediu, uitați-vă condiții, da? Cum sunt? Nu cred. Asta e România în care trăim. Astea sunt condițiile în care trăiesc romii. Ghetou. Un fel. Uite. Magazie, improvizații. Deci, uite firele de curent. Deci aici oricând se poate produce un incendiu. Sunt copii care. Păi nu, am văzut, doamnă. Imediat vin. Uite cum arată. Uite, așa. Uite, uitați-vă, Adi. 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 Aici, cum arată, se vede foarte clar sus tavanul, da? Cum este gata să se prăbușească. Vă că ați instalat asta, da? Păi aici e un pericol să prăbușească clădirea. Voi țineți copiii în căperea asta? Da. Nu-i țineți, domne, aici. Când le spun colegilor mei din Parlamentul României că romii trăiesc în condiții ca cele din evul mediu, se gândesc probabil că le povestesc nu știu ce situații care nu există. Ba nu, ele există și aici e doar una dintre comunitățile de rom care oameni care trăiesc în condiții mizere. Acum să vedem. Nu, e suficient. Și aici la mine, uitați, nu mă dea săptămână. Nu mă dea, nu știu când am văzut să vedeți. Am aici cât cum fa focul. Mă uitați și dumneavoastră, mă uitați. Am pus o bară de lepter, dar degeaba, uitați. Lăsat prin bec. Uitați și dumneavoastră, în ce condiții stă noi. O săptămână vorbim. Poftiți așa cum sunteți. Uite, vezi? Uite o familie, uite, cât de curat este, adică țin în condițiile astea insalubre, uite cât de curat, câtă curățenie e acasă. Uite tipul, uite acolo. Uite aici, hai să vezi. Am văzut. Uite aici, am văzut. Da, și uitați aici. Din față, uite și acolo. Am văzut. Cu fetii și l-am dat. Am uitat că plouă un băiat. Ce s-a mutat ce vezi că eu n-aș face și eu. Și aici am băgat, uitați, aici am băgat grind de refer. Am băgat și tot plouă. Și tot plouă. Da, nu, asta e o construcție care trebuie reabilitată, asta e o construcție care tu nu puteți să locuiți în ea, mai ales când aveți copii mici, pentru că se poate prăbuși în orice secundă. Împreună cu echipa sa, deputatul Cătălin Manea a făcut o altă oprire la copiii rom din Aninoasa. Înfrigurați, părinți și copii au venit să își primească pachetele atât de utile. Pentru condițiile de trai pe care vi le-am prezentat mai devreme, orice ajutor este binevenit. Da. În ce clasă? Foarte bine. Ia. Și unde înveți? Mai am un băiat. Imediat vine și băiatul meu. Mulțumesc mult. Hai, vină cu aceea pentru
Stai așa. Copilaș, vino cu acea. Mamă, soră. Stai, mă, să poți să prindă. Hai, păi, așa, păi nu. Tu unul. Da, deci, eu am o fata mea. Și tu iar pe ăsta. Hai, hai că nu poate să-l țină. Mergeți. Mulțumesc. Hai, mergeți, vă rog, ca să nu. Mulțumesc. Aici, Maria Dani Abel. Uite de la fata ta, aici. Tu? Mulțumesc. Aici încă unul. Hai. Ia. Mulțumesc, mulțumesc. Du-te, du-te casă și zile mami să-i se coale. Uite, dă-i de la femeia de acolo. Adi. Mai dă-i aici unul. Uite mă, copii la geam. Aici încă două, nu? Aici încă două. Care vedere. Următoarea oprire pe care o facem împreună cu echipa Partidei Romilor este la blocul de locuințe sociale, unde ar trebui să fie mutate familiile atât de greu încercate. Construcția blocului a stagnat însă, din lipsă de fonduri. Uitați-vă și voi condiții de locuit în secolul 21. Da, da, suntem la Aninoasa. Acesta se vrea a fi blocul de locuințe sociale și sper eu ca din PNRR, dacă tot le place unor colegi să vorbească despre cum ne vom salva cu acest PNRR, să găsească resurse să aloce și pentru aceste blocuri, pentru că ați văzut, sunt zeci de copii care trăiesc în mizerie. Uite. Aici își fac mâncare. Pe lângă sărăcia specifică zonei, romii din Aninoasa se confruntă inclusiv cu discriminarea autorităților. Este principala problemă pe care oamenii au expus-o în discuțiile cu reprezentantul romilor în Parlament, deputatul Cătălin Manea. Imaginile pe care le urmăriți vin să confirme încă o dată indiferența statului român în ceea ce privește modul în care este gestionată problematica minorității rome în România anului 2022. Salut, băieți! Salut! Cătălin Manea, sunt deputat minorității rome. Ia spuneți-mi că am vorbit cu domnul primar și am înțeles că sunteți de o lună de zile aici fără curent, da? Da. 50 de familii. Da. O parte dintre voi, 17 familii, ați depus dosare, am înțeles. Da. Da? Și mai e o parte care trebuie să depună. Da. Să facă o documentație tehnică. Da. La care locuințe ne referim? Care sunt locuințele fără curent? Astea? Toate. Tot cartierul. Și practic v-a debranșat cine? Enelul? Enelul cu acordul primăriei. Deci de 50 de ani aici locatarii stau în aceleași condiții, n-au plătit niciodată. Acum domnul primar în toi de iarnă s-a găsit să întrerupă curentul. Spuneți dumneavoastră, noi am vrut să mai punem curentul, ca vorbesc de persoana mea, acum 2 ani de zile am vrut să pun curentul. Și cei de la RENEL mi-au spus că de o singură persoană nu vine, că trebuie mai multe persoane ca să poată să branșeze. Și am înțeles. Am renunțat. Da, bine, încercăm să găsim o soluție, pentru că mi-a spus domnul primar care e situația. I-am solicitat să-mi facă mie o adresă și eu la rândul meu să iau legătura cu cei de la Enel, cu prefectura, că înțeleg că nici prefectura nu va sprijini. Nimeni. Eu sunt extrem de nemulțumit și de supărat pentru faptul că prefectura trebuia să fi fost prezent aici, prefectul. E o situație de urgență, suntem în plină iarnă, suntem în luna decembrie și nu putem să lăsăm zeci de familii, copii mici, în întuneric, în beznă, da? Discuția pe care am avut-o cu primarul și cu deputații care sunt de județul Hunedoara și cu domnul Toma și cu doamna Natalia Itotero, am discutat cu ambii deputați, m-au asigurat de sprijinul lor. Eu mâine o să fiu la Roșia Montană, luni o să fiu în București, o să discut și cu domnul prim-ministru dacă este nevoie, cu ministrul de interne, cu prefectul, să rezolvăm cât mai repede situația de aici. Pentru că altfel am înțeles că durează 2 luni, mi-a zis domnul primar, 2-3 luni. 90. Pe care 90? Dacă durează 90 de zile, înseamnă că suntem în decembrie, ianuarie, februarie și martie. Voi sunteți fără
curent. Și vă mai întrerupem noi un pic, vă rog din suflet. Noi nu că nu și băgau țiganii noștri din comunitate, nu și băgau dosarele. Noi am vrut cu toții, ne-am dus la Renner să ne băgăm dosarele, că așa ne-a promis domnul Vicele. Ne-au mințit timp de o săptămână de zile, domnul Mangoștie. Ne-au mințit, a fost o hoție. Nu se poate să nu meargă sistemele într-o... Într-un cuvânt, suntem țigani, nu ne, exact. Nu ne bagă în seamă. Nu merge o zi, chestia. Două, nu merge o oră, nu merge două. Dacă n-ar fi să plătim niște facturi, să știți cum merge la ei. Azi, cu toate. Aici e marginalizare, este egregare, sunt toate la un loc. Eu am văzut, eu mi-am luat angajamentul împreună cu domnul Mangu și am discutat și cu domnul primar ca în cel mai scurt timp, că o să vorbesc și cu conducerea rețelei de distribuție a energiei electrice, că nu ne face vreun privilegiu. Până la urmă e o situație de urgență și trebuie tratată ca o situație de urgență. Nu tai curentul în plină iarnă la 60 de familii. Putea să-l tai în primăvară dacă avea o problemă, dar nu în plină iarnă să... Deci copiii ăștia sunt în pericol, să se îmbolnăvească. E frig în casă? Păi cum să nu fie frig? Normal că este frig în casă. Nu cărbune, nu bani de căldură, nu bani... Deci putea să-l puteți să iei un ajutor de urgență, bă, oamenii ăia mor, nu? Până la urmă sunt oameni, lăsăm deoparte că e țigani, că e tătari, că ce-or fi ei acolo. Nu, până la urmă, mor copii. Nu ar să râdă de țigani, că asta au urmărit de mult. Nu, n-a... Nu, nu, opozunat, să le dea avertisment, cu lună, două înainte și n-au vrut, au spus să le taie. Când a rugat de domnul Mango, spulcați de toată lumea. N-am văzut să vină cineva din primărie. Noi suntem de acord, poate unii din comunitate, un pic. Nu știu ce înseamnă o primărie. Domnul primar, îmi cer scuze de la el, nu vreau să vă jignesc. Dacă el este plecat cu afacerile lui, cu treburile lui a primăriei, da? Ar putea să fie vicele primar, da? Să vină un reprezentant al primăriei. Să nu vină nici vicele, poftim. Dar nici unul, cel puțin unul din atât, știți ce fac? Vin doar când sunt voturile în apropiere. Atât, dar primarul nici atât ce nu pus. Partid după partid. Absolut pe unul să mă uite, băi, morți gani ăia. Ce se întâmplă cu ei? Ce fac copilașii ăia? Uitați. Uitați în ce situație. În ce situație sunt copiii ăștia? Vă dau cuvântul meu, m-am dus și am stat la cusc, mi-a la vulcan câteva zile să pot să trimit copilul la școală la minoasa. Dar du-te, du-te, du copilul în casă, nu-l ține aici. Unde te-l ține? Și eu nu pot să-l țin în casă din cauza că n-am căldură, n-am curent. Ia faceți, câți ani are nepotul dumitale? 5 luni are, nu ani, 5 luni. Are 5 luni. Da, și nu poți să-l țin. Că nu are 3 ani și 4 luni. Ce facem cu ei? Bolnavă și cardiacă și operată la cap de anevrism. Și nu a venit de la deci, ce asta vă spuneam. Aici avem un domn. Mai este omul care stă cu... Care stă cu oxigen în nas, care pe noi... Uite-i la mori din clipă în clipă. Soțul e, alei. Și m-a handicapat. Haideți să-l vedeți. Nu stați. Ei, acum, eu nu știu, înțeleg. Asta nu e o situație ușoară, e o situație grea și pentru adulți, dar mai ales pentru copii. 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 Și voi vă îmbolnăviți. Semnal de alarmă, domnul Cătălin. Da. Oare în timpul ăsta, în vremea asta, ei nu se gândesc că suntem oameni, când ei stau la căldură, măcar să, mă, ce simt noi când e la frig, dar ce simt oamenii ăia de o lună de zile care stau la frig? De o lună de zile, deci... Da. Mai bine de luna. Domnul Mangu, da. Deci să se înțeleagă foarte clar că eu o să plec de aici. Da. O să iau legătura cu prefectul, cu Bucureștiul, cu tot ceea ce ține de energie electrică. L-am rugat pe primar, a spus că o să-mi trimite, i-am lăsat adresa de mail, să-mi trimite descrierea situației de aici. Câte gospodării, câți oameni, câți copii, să-mi dea tot. Să facem demersurile legale care se impun pentru a veni în sprijinul copiilor și oamenilor de aici. Dăm noi statistica. Nu, dacă nu te rog mult de tot să te ocupi, să mă ții la curent, nu vreau să se întârzie foarte mult, iar pentru plata acelor dosare care ține de fiecare familie, că oamenii stau amărâți, n-au bani, de unde să aibă bani? Am zis, găsim noi resurse și sprijinim noi, că primăria nu are. Bine, acoperim noi cheltuielile. Numai să se facă dosarele alea mai repede, să dăm drumul. Nu mai putem să rezistăm, domnule. Da, nu din avul nostru a fost că noi nu avem curent, să știți. Ne-a rugat de domn primar de ani de zile. Puneți-ne controlare. Că știți ce face discriminare noi mai rezolvat cu proiecte de hotărâre și s-au dat bani la primării pe rectificări de buget. Da, putea a fost facă, voință. Putea să facă și chestia asta. Nu? El zice că noi nu vrem să ne plătim. Pentru rom. Nu există lege. Nu la noi, la noi n-a venit să bage o mașină de scură. Dacă ar fi un român acum în satul ăsta, e legal la rugat prima. Uitați-vă, pe stâlpi aia este lumină, da? Noi în comunitatea aici nu avem lumină. Toți românii au curent. Deci au toată lumea. Nu, ăla e iluminatul public. Iluminatul public. Păi nu, asta trebuie să vadă.
Acolo este iluminat public cu becuri gratis și oamenii de aici cu copii nu au curent. Ne trimite poliția că sunt filme. Ne trimite poliția că sunt filme. Tu ai... Ne trimite poliția că plătim noi. Păi de unde să plătim noi, domnule? În afară de comunitate, de ce comunitatea nu are curent? Dacă vreți să... De ce primăria bate joc de comunitate? Nu, am văzut. Nu e clar pentru mine. Mangu, găsește, te rog frumos, și acea firmă care e autorizată de ENEP. A venit cu el și o face. Domne, discută cu ei cât mai repede să urgem tău noi lucrarea, sigur, da? Sigur. Și să văd eu că ne împiedică cineva să le pună curent acestor oameni, pentru că există instituții în statul român și nu o să lăsăm lucrurile așa. Da, nu se poate ca 10 metri mai încolo ceilalți cetățeni să aibă curent. Nu se poate ca pe stâlpii ăștia de iluminat public să existe becuri și aici unde sunt zeci și sute de copii să nu aibă curent electric. Uitați, mai departe, vecinii care au căștile respective sunt români, da? Sunt gazei. Păi iau curent, noi nu avem aici, că noi suntem țigani, nu? Păi asta ce e? Nu e marginalizare. Nu, ăsta e rasism. Rasism. Rasism și discriminare. Sunt convins că vom găsi o soluție cât mai repede, să nu vină vâjul prea mare, să nu fie... Aveți grijă de copiii voștri. Partida Romilor Pro Europa va fi aproape și în perioada următoare de cele peste 50 de familii de romi din Aninoasa. Angajamentele luate la discuțiile cu autoritățile se vor îndeplini cu siguranță, așa cum bine știm că se întâmplă atunci când Partida Romilor se implică. Pe lângă plata dosarelor pentru rebranșarea la energia electrică, vor fi alocați și mediatori școlari în zonă pentru a preveni creșterea abandonului școlar. Despre relocarea oamenilor în locuințe sigure, vă vom ține la curent în edițiile noastre viitoare. Ia uite, mă, râde. Râde, mă, râzi, mă, râzi. Ia, ține aici. Hai, fugi. Vezi că și eu am băiat de seama ta. Ia. Și vouă să vă trăiască. Luați la copii. Acțiunile Partidei Romilor în comunitățile din țară au continuat și în ajunul sărbătorilor. Echipa emisiunii din Viața Romilor a însoțit reprezentanții organizației din județul Prahova în acțiunea derulată în comuna Șotriile, recunoscută pentru ponderea mare de romi. Alături de președintele organizației județene, Ionel Marghiolescu, în teritoriu a fost prezent și reprezentantul echipei de coordonare regională Sud-Est Muntenia, Bogdan Paraschiv. În cadrul acțiunii derulate cu sprijinul Crucii Roșii Prahova, în comunități au avut loc întâlniri de informare a oamenilor cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19, iar familiile nevoiașe au primit pachete cu produse de igienă și alimente. Partida Romilor împreună cu Crucea Roșie, filiala Prahova, desfășoară astăzi o acțiune de acordare a unor pungâțe pentru copiii de aici și pentru comunitatea noastră de romi. O comunitate care... Astăzi îi văd pentru prima oară, eu cel puțin, colegul nostru Marghiolescu Ionel, din ce am aflat de la oameni, se implică foarte activ aici în comunitate și ajută oamenii de aici cu tot ce poate. Și astăzi văd și eu cu ce greutăți se confruntă și iată că o punguță cu dulciuri, cu tot ce am putut pune împreună cu cei de la Crucea Roșie, îi bucură foarte mult. Asta și contează în momentele astea. Pentru copiii din comunitate cu rezultate bune la învățătură, au fost pregătite premii constând în rechizite și haine necesare pentru a putea merge în continuare la școală. Știți că ne întoarcem de fiecare dată în comunitatea dumneavoastră? Așa a venit mai devreme la voi, cu ajutorul Partidei Romilor. Ia plăsuța! Da? Pentru că trebuie să aveți grijă și voi de voi. Da? Ușor. Încet. Haide! Care plecați la școală, da? Nu, dar dă-te la copile, să-ți dă și ție. Ia, mă! Mulțumim frumos! 3! Ia! Uite așa! Nu, dar la copil! Unde-i copilul? Organizația Partida Romilor Prahova și Crucea Roșie și-au unit forțele pentru ajutorarea romilor din comunități și, în special în perioada pandemiei, s-au făcut numeroase demersuri pentru prevenirea infectărilor cu COVID-19 și pentru informarea oamenilor privind importanța vaccinării anti-SARS-CoV-2. La nivel de Cruce Roșie Română avem această campanie pro-vaccinare. Îi încurajăm, indiferent din ce categorie socială fac parte, să se vaccineze. Trebuie să înțeleagă că a se vaccina înseamnă a supraviețui.
Asta este situația la nivel mondial, deși dânsii sunt un pic mai reticenți în campaniile noastre de sprijin, pentru că îi sprijinim cu alimente, îi sprijinim cu obiecte de curățenie, cu tot ce putem face la nivel de Cruce Roșie Națională, dar în primul rând, în ultima perioadă, ne-am adresat comunităților de romi, fiind mai vulnerabili, să înțeleagă nevoia de a se vaccina, nevoia de a supraviețui, nevoia de a-și continua viața, chiar și cu această pandemie care, din păcate, a ajuns și în țara noastră în felul în care se vede. Ideea este că eu am foarte mare încredere în liderii comunității de romi, pentru că alături de dânsi am făcut această campanie, care a fost un pic mai ușoară datorită sprijinul domniilor lor, pentru că intrarea în comunitățile de romi nu-i tocmai facilă. Și atunci, cu ajutorul liderilor informal, cu ajutorul mediatorilor sanitari, noi am reușit să intrăm în comunitățile de romi și să le explicăm cât de important este vaccinarea. Să înțeleg că această colaborare cu Partida Romilor nu este doar acum pe moment, e de mai mult timp. Deci până să apară pandemia, întotdeauna Crucea Roșie, filiala Prahova, a sprijinit toate comunitățile de romi. Am încercat să fim peste tot, am încercat să-i sprijinim, v-am spus, material, prin măsuri de igienă și protecție. Încercăm să fim în comunitățile de romi. Comunitățile de romi sunt foarte mari, sunt familii numeroase, aici trebuie lucrat foarte mult. Și de ce nu? Dacă nu noi, Crucea Roșie, cine să o facă? Dacă nu liderii dumneavoastră informal, cine? Și atunci, cu mare drag, ne întoarcem. Sunt cei mai spectaculoși copii din lume, sunt cei mai frumoși, cu cei mai frumoși ochi. Și de ce nu, la nivel național, ar trebui gândită o campanie pentru romi? Pentru că suntem cu toții români până una alta și misiunea noastră este de a fi împreună. În continuare, delegația Partidei Romilor a vizitat comunitatea de romi din Drăgănești. Aici, numeroase familii de romi trăiesc în condiții greu de imaginat, în bordeie sărăcăcioase, cu mulți copii și resurse minime. Reprezentanții Partidei Romilor au făcut o bucurie copiilor în prag de sărbători. Vedeți, aveți fiecare aici. Pentru fiecare, în parc cu toți, da? Ia uite! Ia uite! Viața familiilor de romi din Drăgănești este marcată de sărăcie și frustrare, iar orice mână de ajutor întinsă este binevenită. Îmi plac! Avem tot nou, mai este, să vă dăm. Ia veniți, copilă, mamă! Ia veniți! Auză, dulciuri pentru toți copiii, da? Amia! Auză! Ia uitați, copiii. Stai așa, frate, ca să nu fii plăuți, da? Aici are paică. El are paică. Paică, copii. Mai sunt la școală, nu? Pentru mulți romi din comunitate, viața de zi cu zi este o continuă luptă pentru supraviețuire. Autoritățile trec cu vederea problemele grave cu care se confruntă familiile numeroase de romi. Cei mai mulți trăiesc în case neîncăpătoare, a căror construcție nu a fost finalizată, fără acte de proprietate, se confruntă și cu multe lipsuri. Deși oamenii muncesc, chiar fac naveta pentru serviciu, veniturile mici nu le permit să-și țină toți copiii la școală. Reprezentanții Partidei Romilor au fost singurii care i-au vizitat să afle de greutățile cu care se confruntă. Cu lemne de foc, cu astea vă ajută? Nu mă ajută cu absolut nimic. Aici când aveam dreptul, chiar eu am fost acolo și m-am interesat de chestia. Voi sunteți salariați ceva, lucrați? Da, suntem salariați deocamdată, dar până să mă fi salariat, nu s-a dat absolut nimic. Chiar ieri am fost acolo și am vorbit cu doamna Mândița și a spus că trebuie să avem actul casei, să fim proprietari ca să poată ni se dea bandă lemne. Altfel nu dă. Voi de unde vă procurați lemne? De unde le cumpărați? La cei care are azi de casă. Luăm salariul. Tu aici că muncești tot mai la București? La tunari. Tunari? Și tu? Tot acolo, tot la tunari, tot la firma. Și doar voi, ca bărbați, munciți. Femeile, da, femeile acasă? Nevasta lui, că așa mai mare. Așa am copii mai mari. Că nu poți să ajungi cu salariul de gunoi. Salariile mici, cu ce să ajungi? Și tu câți copii ai? Nu. Strească să fii sănătoși. La școală îi duci? A fost o perioadă la școală. Fondul nu prea este, să cere multe și la școală. Nu prea e posibilitatea. Păi și ce faci dacă mi l-a zis la școală, ce faci? Îi lași tot așa în mediul ăsta să trăiască? Nu fi bine că știi să citească, să scrie.
trebuie neapărat să ținem la școală. Când am fost, a zis că deja a trecut vârsta, când am venit cu ei din afară, că a fost până afară, am lucrat și o perioadă până afară. De și am venit cu copiii din afară să-i aduc aici, să-i dau la școală, a zis că e vârsta cu mare, nu mai pot să dau. N-ai făcut deloc? N-ai făcut deloc școală? Aici? A fost la grădină când era mai mic. Nu știi să scrii, nu știi să... Așa, eu. Tu ești la școală? Da, țin. Bravo. Acțiunile Partidei Romilor în localitățile din județul Prahova confirmă o concluzie întâlnită în multe regiuni din țară. Oamenii au nevoie de ajutor, de măsuri și strategii pentru ca viața lor să se schimbe și singurele inițiative în acest sens au fost luate în urma prezenței Partidei Romilor în mijlocul comunităților. Noi împreună cu Crucea Roșie, împreună cu doamna directorul Dulescu, cred că săptămână suntem în comunitățile de rom. Le-am luat la pas în fiecare localitate. Cât de când noi am făcut ceva și încercăm să facem, să le ducem produse de curățenie, să le ducem măști de protecție în care comunitățile de romi, dovadă că în Prahova și în special în Șotrile, n-avem decât 0,20-25% infectare cu COVID. Este un lucru foarte bun că noi am fost aproape de comunitatea romă și ne-am deplasat în fiecare localitate. Cel puțin 40-50 de localități unde noi avem pondere de romi, ne deplasăm. E mai rău pentru că administrația publică locală nu prea ne dă sprijin. Îmi cer scuze de dumnealor, dar nu avem sprijin. Am avut doar sprijinul Crucii Roșii Prahova și sprijinul Partidei Romilor la nivel național a domnului președinte Nicolae Păun. Astăzi ne-am deplasat în județul Prahova, în mai multe localități. Județ Prahova care face parte din componența din regiunea Sud-Dezmântenia, regiune sub coordonarea domnului președinte Nicolae Păun și am mers la familii neajutorate, familii greu încercate din ce am văzut eu în perioada aceasta, unde autoritățile nu cred că au trecut și nu cred că i-au ajutat, însă noi, Partida Romilor, împreună cu Crucea Roșie, am venit și am premiat copiii care au rezultate la școală, care merg la școală, care încearcă să-și depășească condiția și să iasă din aceste greutăți pe care le au zi de zi și încercări ale vieții. Îl felicit pe Ion pentru că lună de lună sau săptămână de săptămână își desfășoară activitatea printre ei, îi ajută, desfășoară multe activități pentru semenii noștri. Și așa cum știm foarte bine, Partida Romilor este prezentă în fiecare comunitate. La finalul anului trecut, cu prilejul Zilei Naționale a Minorităților din România, Asociația Partida Romilor Pro Europa, filiala județului Dâmbovița, a organizat la Sala Sporturilor din Târgoviște prima ediție a competiției Mănușa Speranței, un eveniment având ca principal scop promovarea sportului în rândul tinerilor romi și neromi. În cadrul competiției, în ring s-au întrecut 30 de tineri cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, sportivi legitimați la Clubul Sportiv Chindia Târgoviște, Asociația Sportivă Metalul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, pugiliști medaliați la campionatele naționale de box pe diverse categorii de vârstă și kilograme. În cadrul galei, participanții au fost premiați de către Partida Romilor Pro Europa cu echipamente sportive și o masă festivă la finalul evenimentului. Am zis să ne arătăm și valorile prin acești tineri care sunt foarte implicați. Și prin astfel de acțiuni motivăm cu premieri și căutăm să-i scoatem din zona asta mai cu vicii mai urâte. E o acțiune făcută cu ocazia Zilei Minorităților Naționale. Mulțumim domnului președinte Nicolae Păun pentru tot sprijinul acordat. În Dâmbovița s-au făcut mai multe acțiuni educaționale, culturale și aceasta sportivă ne-am gândit că este de impact. Și sperăm pe viitor să putem face mai multe acțiuni, să fim aproape de comunitate și de acești tineri pentru a îndruma spre sport, pentru că sportul e benefic în viață. E bun pentru socializare, comunicare, disciplină, exact,
și pe viitor sperăm să atragem cât mai mulți tineri din comunitățile de rol. La această acțiune participă numai sportivi cu rezultate bune. Campioni naționali care au rezultate foarte bune, bineînțeles, prin implicarea domnului Stan Gheorghe. La această acțiune ne-am implicat cu toții, a fost inițiativa noastră a organizației municipale, dar a participat și domnul președinte Răducanu Tudorică, ne-am pus la masă, am discutat și am zis să facem ceva mai deosebit. Noi am gândit că de ziua minorităților să facem un alt fel de acțiune și să includem persoanele, tinerii sportivi, boxiori, de etnie romă, bulgari și majoritari, să facem o competiție în care fiecare să-și dea mâna, să socializeze. După această competiție o să ne întâlnim, să socializăm și să venim în sprijinul tinerilor boxiori cu câte un training oferit de Partida Romilor. Pe această care vreau să-i mulțumesc domnului președinte Nicolae Păun pentru sprijinul acordat în premierea acestor sportivi. Și suntem la prima ediție și încercăm să facem câte mai multe ediții, să atragem sportivii romi spre un sport, spre o educație bună aleasă. Este cunoscut faptul că în comunitățile din județul Dâmbovița trăiește alături de majoritari o comunitate semnificativă de etnici romi, dar și reprezentanții etniilor sârbă și bulgară. Organizată în premieră la Târgoviște, această competiție dorește să dezvolte valorile interculturale între membrii comunității, să atragă tânăra generație către sportul de performanță, dar și să descopere și să încurajeze noi talente. Aceasta a fost prima ediție lansată, în care vom căuta să o ducem cât mai mulți ani, să fie cu bine și cu sănătate. Această inițiativă a pornit din partea președintelui municipiului Târgoviște, domnul Bălășoiu Roman, în care a avut sprijin din partea Partidei Romilor, mulțumim domnul președinte Nicolae Păun, și sprijin din partea mea, președintele Partidei Romilor, domnul Răducanu Tudorică. Este un lucru minunat, pentru că am căutat să facem această competiție Mănușa Speranței, în care vrem să o ducem an de an cât mai mult. Aici avem tinere speranțe romi și nu numai neromi, și bulgari, în care vrem să-i ajutăm să ajungă, pentru că au merite deosebite, sunt copii cu merite, sunt vicecampioni, campioni europeni, și cu toate că ei nu sunt prea bine sprijiniți. De aceea vreau și consider, dar cine uită să fiu alături de ei și să-i ajutăm cât putem, pentru că e păcat. Majoritatea și aruncă ochii spre fotbal, spre basket, spre volei, dar acest sport l-a lăsat de jur. Sunt copiii noștri, sunt copii de etnie romă, în care vrem să-i ajutăm, pentru că aici putem să-i ducem cât mai departe pe ei. Noi am avut o serie de acțiuni săptămâna aceasta, unde am plecat în foarte multe comunități, cum ar fi Ludeș, cum ar fi Cojeasca, cum ar fi Paragiale, Coștei Dâmbale, Mănești, Băleni, și mai avem în continuare de făcut foarte multe lucruri. Unde ținem să-i mulțumim domnul președinte pentru ajutorul care mi l-a dat și ajutorul meu, sperant, care vreau să fac o bucurie la 1200 de copilari. O pungută cu cadouri, cu dulciuri, cu tot ce a putut. La eveniment au participat liderii ai Partidei Romilor din filialele locale și județeană, reprezentanții ai administrației locale și inspectoratului școlar județean Dâmbovița, reprezentanții ai echipei de coordonare a Partidei Romilor pe regiunea Sud-Muntenia, alături de părinții și antrenorii tinerilor sportivi. Pentru început, chiar spre surprinderea noastră, a ieșit, eu zic că a ieșit o competiție bună și frumoasă, și ca spectacol și ca participare. Mulțumim în primul rând Partidei Romilor că a fost la inițiativa dânșilor și ne-au adus un sprijin foarte concludent, dar am putut să facilităm această competiție. Mai ales noi, cu acești copii care anul acesta i-am scos campion la diferite competiții naționale, de nivel național, am avut sportivi și pe la locurile naționale și, cum vă spuneam, mai ales acum la sfârșit de an, e foarte binevenite aceste traininguri ca material sportiv pentru acești sport campioni, îi duce ceva în față acolo și le dăm un imbold. Pentru noi este un lucru mare și foarte eficient, că
după cum vedeți... Nu toți își permit. Nu toți își permit, în primul rând. Suntem, fără falsă modestie, vă spunem că lucrăm cu copii din clase sociale medii, sărăcăcioase. Și ce să vă spun, aceste training-uri au fost extraordinar de binevenite. Și mai ales acum, la sfârșit de an, de când am ieșit antrenor din 90, vă rog să mă credeți, am o experiență cu acești copii care lucrăm cu ei și noi am căutat să formăm o familie, o echipă împreună, să comunicăm foarte mult. Primul rând cu părinții, să mergem acasă la ei, să vedem modul de viață, de trai, să vedem că sunt multe greutăți, sunt multe probleme în societatea noastră, nu numai la romi, și la toată lumea. Și noi facem de la educația primară cu ei, începând să meargă frumos pe stradă, să fie curați, intrăm cu ei în baie, învățăm să spele, disciplinați, că unde trebuie să facem performanță, în primul rând, fără ordine și disciplină, nu se poate face performanță sub nicio formă. Și avem ca model tot în etnia romă pe frații Simion, pe Ilie Dragomir, maestru Simion Gheorghe, deci sunt o mulțime de elemente puternice care au făcut mare performanță și îi avem ca model în față. Și noi tot timpul acești sportivi care vin din urmă, le explicăm, dacă vreți să ajungeți aici, în vârful piramidei, trebuie să munciți, să fiți disciplinați și să-i facem oameni în societate. Și chiar cu această cale țin să vă informez că avem foști sportivi care sunt jandarmi, sunt ofițeri de poliție, sunt oameni care sunt la facultate la drept. Noi îndeaproape urmăm să facă și școală, să termine liceul, să ia diploma de bacalaureat. Adică tot timpul îi supraveghem și tot timpul suntem aproape de ei să putem să facem oameni din ei. La box, tinerii pugiliști învață de la bun început să-și respecte adversarul, să fie disciplinați și să respecte reguli și să se ajute unul pe celălalt. Însă în ring, rezultatul depinde de puncte, fiecare secundă contează și ești coordonat doar de vocea antrenorului. Organizarea unei competiții locale constituie o șansă în plus pentru ca tinerii sportivi să-și dezvolte experiența în ring și o motivație puternică pentru a face performanță. Important este să câștigați? Așa. Voi sunteți prieteni? Normal, suntem cei mai buni prieteni. Așa. De la ce club veniți? Clubul Sportiv Târgoviște. Aceasta este prima ediție a Cupei Speranței, da. Și este o inițiativă pentru a încuraja boxul aici în municipiul Târgoviște. Cum ți se pare? Un sprijin, oarecum un sprijin în carieră. E important? Este, da. Orice meci este important. De cât timp practici box? 2 ani. Ce te-a atras? De ce ai venit să practici? Și doamna, am pasiunea asta de box de când eram mic, foarte mic. Nu știu, îmi place foarte mult sportul ăsta. Ai participat la concursuri, campionate cu clubul? La Cupa României. Pentru tine ce înseamnă această performanță? Ce înseamnă, doamnă? Foarte mare bucurie pentru mine că am ajuns aici cu ajutorul maestrilor mei și le mulțumesc maestrilor mei că m-a ajutat să ajung aici unde sunt. La ce performanță ai dori să ajungi în viitor? Foarte mare, doamnă. Performanță foarte mare. Te gândești că vrei să ajungi la olimpiadă, la... campionate europene, mondiale, chiar vreau să ajung. Știu, și asta trebuie să muncesc mereu, fiecare zi mai greu, și o să fie bine și o să ajung. Care sunt principalele lucruri pe care le învață boxerii pentru a se desfășura în ring? Stea bine în gardă, facă mereu pasul înapoi și stânga contează și mai mult, așa după mine în box. De cât timp practici boxul? De aproape un an, 11 luni. Ce te-a atras? De ce ai venit la acest sport? Prima oară am venit într-o joacă, am văzut că nu e chiar așa greu și am zis că pot să fac performanță. La ce club ești înscris? La CS Târgoviște. Și cum ți se pare că acum aveți o cupă aici, în oraș? Mi se pare un lucru foarte bun, foarte importantă din punct de vedere fizic, cât și psihic te educă, cât de cât. Unde te vezi tu peste câțiva ani? Ce performanțe ai dori să atingi? Sper la o performanță să ajung mondiale, europene, profesioniști, cât mai departe. Emoțiile au fost la fel de mari atât în ring, cât și în afara acestuia. Cât de
mândră sunteți de performanțele băiatului dumneavoastră? Sunt foarte, foarte mândră de performanțele lui. L-a schimbat foarte mult sportul. Are mai mult interes acum față de sport, înainte nu vroia. Dumneavoastră sunteți părinte. Este ușor în ziua de azi să poți să-i asiguri toate cele necesare unui copil? Să știți că nu este ușor, pentru că le trebuie echipamente, le trebuie proteze, le trebuie căști, le trebuie foarte mult. Cine nu-și permite, nu cred că o să poată să-l lase un copil să facă sportul ăsta. Este foarte bine că este încurajat sportul și mulțumim Partidei Romilor că încurajează copiii să meargă mai departe, să facă un sport și să fie bine. Partida Romilor a continuat și în ajunul sărbătorilor să deruleze acțiunile în comunitățile din județul Dâmbovița. În ceea ce privește noua competiție sportivă, Mănușa Speranței, organizația locală a Partidei Romilor dorește să o transforme într-o manifestare cu tradiție, care să contribuie la dezvoltarea și afirmarea tinerilor romi în sportul de performanță. Este prima ediție de acest gen, acest tip de acțiune Mănușa Speranței, care se organizează aici în județul Dâmbovița, și Asociația Partida Romilor își dorește ca și în următoarea perioadă acest tip de acțiuni să aibă loc în mai multe județe din țară. Noi sperăm ca prin acest tip de acțiuni să motivăm tinerii de etnie romă și nu numai să vină alături de antrenori care au merite cu copii la nivel național și chiar în afara țării, și prin care pot urma un sport de performanță. Este cunoscut faptul că etnia romă a dat mulți campioni de-a lungul timpului, cum ar fi Ilie Dragomir, Stan Gheorghe, Marian Simion și alții care probabil îmi scapă. Ei sunt un model pentru tinerii de astăzi și de mâine. Noi dorim ca acești tineri să vină alături de Partida Romilor Pro Europa în cadrul acestor acțiuni, care sunt menite să promoveze sportul în rândul tinerilor. Noi sperăm ca și pe viitor, prin acțiuni de genul, să fim alături de copiii de aici din comunitate și să promovăm cât mai mult, nu numai boxul, cât și alte sporturi în județul Dâmbovița. Acțiunile organizate de Partida Romilor cu prilejul Zilei Minorităților Naționale au continuat în mai multe comunități din județul Dâmbovița, în localitățile Mănești, Iedera, Gura Ocniței și Nucet, în cadrul evenimentului intitulat Creativitatea și talentul copiilor romi, micuții din comunități, au fost premiați pentru creațiile lor și pentru bunele rezultate școlare. Premiile oferite de Partida Romilor au oferit un motiv de bucurie pentru copii în prag de sărbători. Lalele, lalele, frumoase
sâmbăta viitoare, Monica Cornea dă cărțile pe față împreună cu invitatul ei special, Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, care sunt obiectivele organizației în anul 2022, ce măsuri vor fi luate pentru îmbunătățirea comunicării dintre instituțiile statului și organizația Partida Romilor, de ce este importantă asumarea etnică, dar și alte subiecte de actualitate, vor fi dezbătute săptămâna viitoare într-o nouă ediție din Viața Romilor. Thank you.
sâmbăta viitoare, Monica Cornea dă cărțile pe față împreună cu invitatul ei special, Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, care sunt obiectivele organizației în anul 2022, ce măsuri vor fi luate pentru îmbunătățirea comunicării dintre instituțiile statului și organizația Partida Romilor, de ce este importantă asumarea etnică, dar și alte subiecte de actualitate, vor fi dezbătute săptămâna viitoare într-o nouă ediție din Viața Romilor.